Salutare! Mai țineți minte personajul pe care l-am creat? Motanul Creativ și Clubul Prietenilor Copilăroși au făcut fiecare câte un desen și mi l-a trimis și vreau să le mulțumesc pe această cale. Așadar, eu sunt Titus și bine ați venit pe Art Pack by Titus! Ce vom vedea în continuare? Pe unde mai umblă pisoiul nostru, Tomiță? Ia uitați, pe lângă televizor, pe masa mea, bineînțeles, între flori, unde vrea ea, face ce vrea. Între flori e foarte frumoasă, uitați-vă la ea. Și în chiuvetă. Bun, și mai sunt și alte locuri, dar nu le-am filmat pe toate. Așadar, haideți să vedem ce personaj urmează să desenăm în caietul nostru. Pentru că țineți minte că am făcut un caiet de desen în care pisoiul nostru apărea alături de personajele pe care le desenez pe canalul meu. Undeva el, pe masa mea de lucru, își trăia, să zicem așa, anumite perioade de timp. De data aceasta l-am făcut din creion acest desen și vreau să-l pictăm împreună. Așadar, haideți, stați alături de mine și urmăriți lângă ce personaj făcut de mine pe acest canal l-am desenat sau pictat pe motanul nostru. Nu uitați, încă nu i-am dat un nume. Sincer, încă nu știu cum să-l numesc. Vă rog, ajutați-mă! Scrieți-mi încă niște nume. Vă apreciez foarte mult pe cei care deja mi-ați scris multe nume și chiar au fost câteva nume simpatice. Vreau să menționez că da, au fost câteva nume simpatice. Vă rog din inimă, dacă vă faceți timp și vă uitați la acest filmuleț pe tot parcursul lui, la final, în comentarii, dați-mi niște idei de nume. Cum să-l cheme pe acest personaj? Cu siguranță mi-au plăcut și ideile pe care mi le-ați dat referitor la modul în care să apară el desenat, pictat. Chiar unele dintre idei au fost frumoase, mâncând popcorn alături de toate personajele uitându-se la televizor. O idee frumoasă pe care o țin în minte și probabil la un moment dat să o fac. Dar dacă vă uitați la ceea ce fac eu acum, folosesc niște... se numesc brush pen, adică o pensulă care are în interior tuș. Am mai menționat odată într-un video de al meu. Efectiv, eu apăs un pic pe vârful acela și este un pic mai un plastic mai moale care împresează un pic ca și o pipetă, să zic așa, culoarea care este lichidă, tușul care este lichid să iasă prin vârful pensulei. Și astfel eu reușesc să pictez și să fac acest desen pe care voi îl urmăriți. Dar la fel de ușor puteți să faceți și cu o pensulă, așa cum am pictat celălalt clip al meu cu acel portret, jumate alb, jumate cu o constelație. Chiar vă îndemn să vă uitați peste acele filmulețe, sunt foarte frumoase. Acest video de acum ține de, mai să zicem, de o altă parte a tutorialelor mele. Un pic mai animație pentru cei care sunt undeva într-o stare medie de creație sau de desen sau de pictură. Așadar, iată, am trecut la marker. Acum încerc să fac, să conturez efectiv, să dau un stil așa mai cartoon la imaginea, la pictura pe care am făcut-o și conturez efectiv cu markerul liniile care consider că ar trebui să iasă în evidență sau să se diferențieze foarte clar în compoziția mea. Iată, așa cum vedeți, l-am făcut pe motanul meu chat noir, alături de buburuza, dar numai de un picioruș, pentru că pisicul meu este mic. Sunt Titus și mă bucur mult că m-ați urmărit, un video foarte concret și la subiect. Acesta este noua pagină din caietul meu de desen și cu siguranță, dacă v-a plăcut, dați un like, dați share, abonați-vă și dacă vreți ca acest canal să fie următorul vostru canal de desen sau canalul în care să învățați, să pictați, să desenați, să faceți lucruri, altfel de lucruri, vă rog, scrieți-mi, vorbiți cu alții, spuneți-le de acest canal, ziceți-le că există în România un canal care vorbește despre artă, desen, pictură pentru orice fel de oameni. Eu sunt Titus și bine ați venit pe canalul meu, Art Pack by Titus. Vă mulțumesc!